Te cunosc de undeva, îmbracă haine de gală și ne invită la cea mai tare finală din istoria sa. Finala sezonului 16. Andreea, când trece timpul așa repede, te rog să-mi spui. Sunt 5 finaliști în lupta pentru marele premiu, 15.000 de euro, bani care vor merge către o cauză nobilă. Printre cei care se luptă pentru trofeu se numără și Pepe. Este a 5-a oară când Pepe participă la show-ul transformărilor. Cred că ar putea fi scrise deja și cărți pe baza experiențelor de la Te cunosc de undeva, nu-i așa? A interpretat zeci de personaje și să nu uităm de două ori a și câștigat, așadar reprezintă o amenințare reală pentru colegii cu care a ajuns în finală. Pepe, bine ai revenit la Observator. Mulțumim. Salutare, sărumâinile, mulțumesc mult de tot pentru invitație. Am participat, am câștigat de două ori și de două ori am pierdut. Adică trebuie să punem și asta evidențial și faptul că am ieșit pe locul 2. Am ieșit pe locul 2 de două ori. Iar acum o să păstrez suspansul, e normal, noi am filmat, știm din echipa de producție și toți cei care am participat, pe care îi salut că sunt absolut fabuloși de la mic la mare, începând cu concurenții și terminând cu echipa tehnică. Trebuie să menționăm și machiajele și costumele și așa mai departe. Întreaga producție de excepție, să vă uitați sâmbătă seară, a ieșit, dacă vă uitați, ați văzut promo-ul, Doamne ajută, m-ați văzut. Și adică câștigătorul sezon cu numărul 16 câștigătoarea, este, vedeți, să vedem, nu știu, păstrăm. Mi-au plăcut misterul. Foarte mult prestațiile pe care le-ați avut cu toții. Corect. Mi-a plăcut foarte mult de Romică, mi-a plăcut foarte mult de Cristina, mi-a plăcut foarte mult de tine, mi-a plăcut de toți, dacă stau să trag așa linie. Munca este titanică la emisiunea asta. Este multă muncă, dar atunci când totul e atât de frumos și de efervescent și de natural și când cât ai vrea să fii de concentrat, te mai deconectează colegul de lângă pe care îl vezi, da. Pe care îl vezi ori fiind bărbat pe tocuri, ori fiind fată văzând-o în travesti de excepție, cum își repetă și cum se implică și de multe ori râs de ei și uiți ce ai tu de făcut. Da, dacă e Liviu, dacă e Andrei, spre exemplu, da, pe lângă tine, o să vină și ei mâine la noi. Ce bine! Și da. Salut din partea mea, să mă bucur tare mult că... Nu pot să le spun poziția de pe clasament, dar mă bucur pentru ei. Și cu fiecare ediție, pentru că noi am mai vorbit, mereu există ceva care să te surprindă, care să te pună la încercare, care să-ți testeze limitele. Nu există cumva un șablon. De la o ediție la alta lucrurile stau cu totul altfel. Ruleta a avut grijă de fiecare dată să ne încurce și să ne pună la muncă, totodată să ne și facă să ne depășim limitele, că despre asta e vorba. Iar atunci când îți asumi faptul că un personaj este cel care primește notele și nu tu ca artist, că acolo nu e o luptă între noi. Eu nu mă lupt nici cu Liviu Vârciu, nici cu Romică Țociu, nici cu Raluca sau cu Ana Baniciu. Noi suntem prieteni, noi nu venim cu repertoriul nostru să vedem cine e mai bun, cine are mai mulți fani. Acolo e o joacă, e ca un fel de joc pe porunci, dacă putem să-i spunem așa. Eu am înțeles proiectul Te cunosc de undeva încă de prima dată și m-am bucurat că... M-au apreciat și cei din producție și au înțeles exact că ăsta e formatul și ăsta este echilibrul pe care trebuie să-l dea un concurent, că în fond trebuie să te bucuri, indiferent cât ar fi de ciudat personajul. E o emisiune a bucuriei, acolo te uiți să te simți bine. Dar să știi că și emisiunea ta online este o emisiune a bucuriei. M-am prăpădit de râs, vreau să spun, de multe ori. Am nebunit de râs. Joia la bar online e Caterinca Maximă și stăm la un bar de vorbă. Astăzi, de exemplu, stau cu Oreste. Altă dată am stat, uite, săptămâna trecută am fost cu Liviu și cu Andrei și tot așa. Am prieteni din cariera mea de ani de zile, mi-am făcut o grămadă de prieteni și îmi place să stau cu foarte multe întâlniri care merită revăzute și din spate, din primele emisiuni. Pentru asta trebuie să fii membru. Doar membrii se pot uita la arhivă. Uite, de exemplu, și ieri am avut cu generația următoare și duminica trecută și duminica acum o să am un concert alături de Minodora. Duminica trecută a fost alături de Emilia Ghinescu și tot așa au trecut cam toți artiștii și vor urma, pentru că încă lista e lungă. Am o groază de prieteni care, uite, chiar am vorbit mai devreme și cu Maria și a spus și Maria că va veni. Cu cine mă întâlnesc, toți îmi spun, hai să cântăm împreună, hai să ne întâlnim, hai să râdem. De ce? Pentru că e foarte relaxat totul, nu avem o limită de timp și se întâmplă lucrurile cât se poate de natural. Păi am văzut emisiuni care durau 2 ore și ceva. Au durat și 5 ore și 4 ore și așa seara am fost în direct, cred că în jur de 3 ore și am fost cu Tami. E frumos, e interesant. Am o comunitate, o familie online cu care mă mândresc și de care sunt tare apropiat.
Am lansat în Vinerea Mare de Paște un videoclip foarte frumos și extrem de profund, se intitulează Un Înger, e un altfel de proiect total diferit pentru că e cu limbajul semnelor, este alături de Paloma, vă invit să urmăriți, Un Înger e absolut fabulos, videoclipul e mult mai profund, e departe de a fi comercial, e ceva... Poate uite, pentru că din păcate nu prea mai avem timp astăzi, să ne reîntâlnim, să vorbim și despre proiectele tale muzicale. Păi urmează, pentru că noi am mai filmat deja videoproiecte și urmează un videoclip pe care cred că îl vom lansa în luna iunie la început, dar o să mai vin o dată și o să vă prezint în detaliu pentru că este un featuring alături de fetița mea, de Rosa. Deci aveți exclusivitate. Da. Mulțumim tare mult, Pepe, mulțumim din suflet și pentru participarea ta, pentru munca pe care ai depus-o la Te Cunosc de Undeva. Mare plăcere.